Marcu! Rămâi că o să-i dat un șoarec! Eu mă tem! Afară plouă! Wow. Mărunții! Îl așteptăm pe tata! Noi ne ducem să cumpărăm de încălzat lui Albert. Tata conduce bine și am ajuns repede. N-ai venit să luăm masa? Băieții cu cartonașele astea, nu mai pot eu. Tata, și tu cu cartonașe? Direct după școală am plecat în oraș ca să le reușim pe toate. Eu mănânc una întreagă! Eu toată pizza! Cu toții eram foarte, foarte flămânzi. Mâncarea a fost super gustoasă. A venit și mâncarea mea! Iată, aici e Universitatea lui Dani! Ai văzut unde învață, Dani? Iată Universitatea, o vezi, Albert? Afară plouă, uitați-vă cum curge apa la vale! O plăiță binecuvântată! Am ajuns la magazin, plouă, repejor, repejor, băieți! Uita? Noi așteptăm să măsurăm pereche. Iată și ierne. Hai să vedem. Să-ți fie comod în el. Îscălduți, așa cum trebuie, da? Măsurăm alt model. Mai finuț un pic. Dar tata cu ierne s-au pus la vorbă. Încercăm alt model. Și o să vedem astea cum sunt. Iată, îmi place mai mult aici cum vine. Ia, vezi? Asta e super! Iată ce vrea ierne. Hai, mă să vedem pentru ierne așa, ca norac ursuleț. Arată-l tu ce ursuleț ai aici. Ursuleț, da, ce? E bun așa? E super! Spuneți voi! Yay! Noi gata, am cumpărat și mergem acasă. Noi am plecat, tata. Ne prea întâmpină că întârziem. Tăticu trebuie să fac frumos, așa e? Să faci tati frumos? Albert e la mașină deja. Noi îl așteptăm de tati, da? Acum e noapte de tot și tata e frumos. Foarte frumos. Ne ducem să luăm câte o jucărie, da? Iată, facem dreapta și suntem la magazin. Care sună de frumos și mai tare? Acesta? Acesta? Sau acesta? Acesta. Acesta. Hai că vin sărbătorile de iarnă, da? Da, 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 da. Ierni, doar una. Băieții caută jucării, ca de obicei. Alegerea e foarte grea. Se apropie sărbătorile de iarnă. Totul este roșu, alb. Tata, poate să-mi aleg și mie ceva pentru fetițe, că m-am plictisit de mașinuțe, animale, insecte. Sau am așa o idee. Dacă tot sunt roz, să plec acasă cu un ursuleț roz. Cum? Prietenul meu? Albert, ce-a găsit, Igaie? Pentru detergenți. Am luat și ceva de mâncare. Ciuperci, cărniță, avocado la copii. Merge avocado. Îți place avocado? Și nouă ne place. Cum fără banane? Luăm banane. Albert cântărește. Ce e asta? Avocado caută. Avocado. Avocado. Cântărim. Soaricu! Rămâi că o să-i dat un șoarec! Și l-am văzut. Am fost în bucătărie și am auzit un foșnet și l-a chemat pe tata. Tata a venit, s-a uitat pe în dulap și pe jos. Cic! Și și ți-a pus tu l-ai văzut, nu pot să cred. Mă așa de el. Nu ți-e frică de șoarec? Da. Dar unde e el, Albert? Unde tu-l vezi? În bucătărie? Noi am scăpat un șoarec în casă. Intră, ieri. Doamne, mi-e frică. Ce mi-e frică? Eu mă tem. Eu mă tem. Mi-e frică de șoarec. Mama se teme. Mi-e frică, doamne. Eu nu mă tem. Am luat acesta. Acum, dar nu pot să-l prind că e prea
era mult spațiu. Am închis toate lucrurile. Când vine șoarecul, el e încătărat. Am lăsat ușa crăpată și el a intrat. Da. Dar noi l-am prins. Da. Yeah, l-am prins. Ce viu! Cum mă puteți să-i dori așa ceva? Andrei, am dus-l afară. Arată-mă. Arată-mă. El nu vrea să vadă. Iată bulă șoricelul. Nu-ți este frică? Arată-l, Andrei. E strașnic. Uite frumos. E frumos? Noi vom da drumul lui afară, așa? El l-a rugat pe tata să dea drumul șoricelului afară. Au venit băieții de la antrenamente. Iar Ierni cu insecte se joacă. Vino! Ai cadou? Ierni mi-a dat. Ierni, ce cadou frumos ai dat. Aici Melania doarme. Ierni, eu vreau acest fluture. Îmi dai? Nu? Bine, joacă-te tu. Albert își face temele cu tata. Tata e un fel de profesor. Foarte sever. Sevier, poate nu fi foarte sever. Scrii frumos, mami. Iar aici un gândăcel se joacă cu animale. V-am spus eu, toată casa la mine plină cu animale. Tu ce te joci cu un șarpe? E de zeu. Cu un șarpe adevărat? Așa arată seara la mine. Copilașii strâng tot, fac ordine în dormitor și repejor la culcare. Vă așteaptă un pat mare și moale. Ia ce pijame aveți voi! Tot timpul fac așa. Cum? Cu! Da! Gata copilași, ne culcăm și mâine iarăși la școală. Dor, nani, dor, puișor, umbrețea tu în privor și din grădină prin geam. Ți-ai minte când erai pe bebeluș? Da. Luna zâmbește pe un ram.